Majorarea salariilor guvernării a strânit un val de critici din partea societății. Oamenii spun că acest lucru este nejustificat în momentul în care o țară întreagă abia de mai supraviețuiește. Mai mult, ei spun că demnitarii nu merită aceste majorări, deoarece nu fac nimic pentru popor. Disputele au început în societate după ce joi deputații au votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru 2022 și care, printre altele, prevede o majorare a salariilor deputaților cu 7,7% sau cu 1.400 de lei. Șeful statului Maia Sandu și președintele Parlamentului Igor Grosu urmează să primească lunar cu 1.500 de lei mai mult, asta în timp ce leafa unui profesor va crește cu doar 316 lei, și cheltuielile președinției pentru anul viitor se vor majora cu aproape 3 milioane de lei, iar cele ale Cancelariei de Stat se estimează la 690 de milioane de lei, cu 250 de milioane mai mult decât în acest an. Asta în timp ce lefurile angajaților din sănătate nu vor urca în anul viitor. În primul rând, ar trebui să majoreze salariile lucrătorilor medicali, profesorilor, celor care educă generația tânără, și numai după aceea să-și majoreze și lefurile lor. Ce au făcut ei pentru oameni ca să-și majoreze salariul? Trăiesc oamenii mai bine? Ar trebui să se gândească mai întâi la pătura de jos și apoi la ei. Din păcate, din cauza asta pleacă toată pătura de care societatea noastră are nevoie, medicii, profesorii. Banul pe toți îi duce, nu altceva. Nu altceva, banul. Ar trebui să le fie rușine pentru că își majorează propriile salarii, dar oamenii ce să facă? Să moară? Așa iese. Pensionarii primesc bănuți cu care nu pot face absolut nimic, nici să se hrănească. Lumea e extraordinar de săracă. Eu trăiesc la țară și știu și duce lumea și foame și greutăți. Ar trebui să le taie sau pensiile, sau salariile, ca lumea să aibă și întreține pe ei. Noi toți suntem suflete și pe spatele noastre noi plătim la locurile mari, pe spatele noastre ei se hrănesc. Joi, în plenul Parlamentului, ministrul Finanțelor Dumitru Budeanschi a declarat însă că trebuie să avem respect față de cei care ne guvernează. Dați să fim onești, să avem un respect față de demnitari. Fiecare om are familie și au oportunități. Salariile demnitarilor au fost majorate de deputații PAS, chiar dacă în luna august actualul președinte al Parlamentului, Igor Grosu, declara că parlamentarii și așa primesc lefuri grase. Domnule Grosu, ce salariu primește astăzi un deputat? 14.000 de lei, dacă nu greșesc. 14.000 de lei. 14.000 de lei. Este un salariu mic sau este un salariu... Nu, e mare. Pentru Republica Moldova e mare. Eu înțeleg că unii cred că nu e atât de mare dacă vin din privat, unde salariile sunt foarte mai mari. Dar în realitățile Republicii Moldova, când noi avem vreo 400.000 de pensionari care primesc mai puțin de 2.000 de lei, 14.000, scuzați-mă, vă rog. Așa că demnitarii de stat sau cei care au venit să facă politică, ei trebuie să înțeleagă că vrei să faci bani, te duci în afaceri. Pe lângă salariile care ajung la circa 20.000 de lei, aleșii poporului primesc și indemnizații pentru transport și mai au cheltuieli pentru consiliere, iar cei care nu au locuințe în Chișinău primesc suplimentar în jur de 5.000 de lei pentru chirie.